Parte din șpaga din Vâmea ajungea la președintele ANAF, Sorin Blejnar. Este declarația incendiară pe care a făcut-o în fața instanței șeful Vâmii Ploiești, Cornel Costea, care a fost arestat azi noapte pentru 29 de zile. Costea a fost prins în flagrant, chiar în timp ce lua mită. Ne puteți spune? De ce sunteți acuzat? Mă tem că poate fi reținut din cauza unor probleme care nu cred, niciun caz nu este el băgat. Poate să caute oriunde vor, deși să caute toate dosarele, exact cum mi-a zis Cornel, și peste tot, și acasă, și peste tot, să vadă că nu e absolut nimic ciudat. Cele mai sumbre temeri ale soției lui Cornel Costea, șeful Vămii din Ploiești, s-au adeverit. Costea a primit mandat de arestare azi noapte. Declarațiile din fața instanței au stănit altă furtună și au readus în atenție celebra tablă de șah a șpăgii. Șeful Vămii Ploiești a recunoscut că a luat mită, dar a declarat că o parte din bani i-ar fi dat mai departe în sistem. Costea l-a indicat drept destinatar final al banilor pe președintele ANAF, Sorin Blejnar, numit în actele instanței președintele SB. Poziția inculpatului pe parcursul audierilor a fost una sinceră, descriind în amănunt modalitatea în care se derulau activitățile și cum în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011 a primit 90.000 de lei, din care i-au revenit 30.000 de lei, restul împărțindu-i între Vame și alte persoane ca PP și PS, bani care după știința sa ajungeau la președintele SB. Blejnar a negat că ar fi primit mită. Banii ajungeau la șeful ANAF-ului. Nu, nu are știință. Banii n-au ajuns la șeful ANAF-ului pentru că șeful ANAF-ului nu are nevoie de banii nemunciți ai lui Costea, dacă a luat mită sau n-a luat. Când ajung după gratii sau ajung să aibă probleme, lansează tot felul de regime, de prințișori sau de pioni sau ture. Orice angajat al Vămii, care este astăzi în libertate, nu mâine, mâine când va fi arestat, poate să aibă din nou o problemă de credibilitate. Să meargă la DNA și să facă un denunț calomnios la adresa mea astăzi. Să-mi spună momentul când ne-a dat bani, când am primit bani, dacă mi-a dat bani, prin cine mi-a dat acei bani. În motivarea arestării dată de Tribunalul București se arată că șeful Vămii Ploiești a fost surprins ieri de procurorii DNA în timp ce primea 10.000 de lei pentru a închide ochii la transporturile unor firme turcești. Judecătorii au fost deranjați de faptul că șeful Vămii Ploiești a continuat să ia mită chiar dacă în fiecare săptămână au avut loc descinderi în Vămi. Procurorii susțin că din toamna anului trecut Costea a primit mită de la mai multe firme în jur de 40-50.000 de euro. Cornel Costea a făcut recurs. El nu va mai ajunge la botezul copilului său, care trebuia să aibă loc în weekend.